Dorim din toată inima, cred că se cuvine, așa cum am fost îndemnați, să binecuvântăm pe Domnul, slăvit să-i fie numele. Amin. Și când spunem, când ne gândim la binecuvânta pe Domnul, să ne amintim de ce este scris, să nu uităm niciuna din binefacerile Lui, să avem în vedere viața de aici, viața viitoare și veți vedea ce lungă va fi lista de motive, ce enumerare de haruri, pentru că am fost și suntem binecuvântații Domnului. Pentru binecuvântații Domnului este pregătită împărăția înainte din temerea lumii. De asemenea, dorim în mod deosebit pentru familiile care au dus copilașii la binecuvântare, Dumnezeu să le binecuvinteze. Amin. Știți că atunci când a luat Simeon pe Domnul Iisus în brațe, nu l-a binecuvântat numai pe el. I-a binecuvântat și pe Iosif, și pe Maria, și, de ce nu, pe toți ceilalți. Doamne, binecuvântează-ți adunarea. Dacă doriți, deschideți cu mine Scriptura la Deuteronom, capitolul 6. Care n-aveți, vă ajută băieților acesta, dar aldată să aveți, vă cumpărați Biblii. Noi folosim ediția Cornilescu. Să vă rugați pentru Biblia astea, că suntem în proces pentru Biblia Cornilescu. Cine are drept să o tipărească? E un proces pe rol. Societatea Britanică pretind ei, alți moștenitori al Dumitru Cornilescu pretind ei și mai sunt și alți pretendenți să dea Domnul biruință în așa fel încât Biblia aceasta, care a ajutat la mântuirea multor români, să poată fi liberă, să nu fie modificată, și să putem să o folosim cu succes în casele Domnului și acasă. Amin. Fac aici o scurtă paranteză, să nu fie modificată, asta înseamnă ceva mult, pentru că ultimele traduceri în limba engleză au până la 1000 de versete lipsă sau modificate. Și în mod deosebit la Biblie, în format electronic, e tare ușor să fie schimbat. Îi dai un update și ai noua versiune. Și dintr-un foc ai pierdut 1000 de versete. Și cine nu o are, apare aici din nou câte un verset așa din când în când. Ce mai știe el ce sună în celelalte versete? Nici nu-și dă seama că ceva s-a întâmplat și cineva i-a furat Biblia cea bună. Așadar, prețuiți-le și aduceți-le cu dumneavoastră la adunare. Deuteronom, capitolul 6. Scrie aici în versetul 3, ascultă-le, dar Israele, și caută să le împlinești, vorba de legile sfinte, și accentuez cuvintele care urmează, că vreau să fie acesta titlu, ca să fii fericit. Cuvinte care se repetă în versetul 18, să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit. Pentru cei ce n-ați fost aseară, noi am avut o părtășie de familie aici, sub titlu, când o familie este fericită. Și acum dimineața am primit un gând de la Domnul să rămânem cu un titlu asociat, când o familie cu copii poate să fie fericită. Care n-au copii, să se roage pentru ceilalți și să-i ajute. Mă, că în vremea noastră e o ciudățenie, care n-au. Uneori recur chiar la tratamente extreme ca să aibă și care au, nu știu ce tratamente să aplice să nu mai aibă. Că așa sunt oamenii ciudați. Dar noi vorbim acum despre cum să fii fericit într-o familie cu copii. În versetul 1 stă scris, sunt cuvintele lui Moise, cartea Deuteronom este un studiu biblic ținut de Moise, în câmpia Moabului, la bătrânețe, înainte de a pleca și a lăsat poporul, ultimul lucru care a învățat a fost o cântare și o binecuvântare profetică. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeu vostru să vă învăț. Să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Pentru ca o familie cu copii să fie fericită, trebuie mai întâi să fie învățați părinții.
Abia apoi intră pe rol ce scrie în versetul 6 și în continuare și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta și să le întipărești în mintea copiilor tăi. Am uitat la părinții aceștia care au copii la binecuvântare, sunt tineri, sunteți învățați. Nu normal ar trebui să intrăm în viața de familie învățați. Odată am spus la un grup de băieți, să dea bunul Dumnezeu să nu vă însurați în grabă. Și unul întreabă, frate, asta e binecuvântare? Zic, da. Dar de ce spui așa? Erau la ușa adunării și când am auzit ce vorbesc, când ies din adunare, mi-am dat seama că aproape n-am înregistrat nimic. Și am spus, vă doresc să se mă amâne căsătoria în viața voastră ca să mă apucați să umblați puțin la adunare, să învățați și voi. Pentru că altfel, nu doar că nu veți ști să vă comportați unul cu celălalt, nu veți ști să vă educați copiii. Spune Scriptura în Psalmul 78, vă citesc ceea ce scrie în versetul 6, și care când se vor face mari, vorba de a cunoaște legile sfinte, să vorbească despre legea lui Dumnezeu copiilor lor. Dar dacă ei s-au făcut mari și nu sunt învățați, oricum înainte de căsătorie ai mai mult timp, asta spun ca să-i prindem la lecția noastră și pe cei care nu sunt căsătoriți. La lecții cu voi. 2 Timotei 2 cu 22. Fugi de poftile tinereții și caută să ajungi să fii educat în cele sfinte. Pentru că unii avem de-a face cu băieți care cred că dacă pot munci și le drag o fată, sunt buni din surătoare. Mie îmi vine uneori să spun că ar trebui să le dăm ceva examene la cei ce vor să căsătorească, că după aceea nu mai poți amâna să nască mai târziu până învață, eventual îi amânăm numai cu însurătoare. Numai că ar trebui să-i amânăm undeva așa băieții la o școală și fetele la altă școală. Că altfel în pauză, uite ce învață la ore când se întâlnesc. Să vă învăț! Și v-am spus, cartea Deuteronom este un studiu biblic ținut de Moise. Îi spunea Pavel la Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. A, și să nu spună cineva, el a trebuit să le cunoască, că a ajuns slujitor. Dar tu ajungi tată și mamă și ești dator să le înveți. Nu să fii superficial crezând că, a, noi știm ce scrie în Biblie. Dacă ar fi să lansăm așa câteva întrebări, poate că n-ar fi rău într-o duminică dimineața și care nu le știe, nu pleacă acasă până după masă. Da, da. Adică, vă întreb și eu, ce ar trebui făcut ca să vă puneți pe carte? La evrei Dumnezeu a hotărât în al șaptelea an să nu semene pământul. Și ce trebuie să facă anul acela? Să citească legea și să o învețe. Temă pentru acasă, citit unde scrie asta în Biblie. Un an întreg. Cursuri intensive. Ca părinții să cunoască legea Domnului. În Israel nu de puține ori s-au pierdut cărțile sfinte. Știți că pe vremea lui Iosia, când s-a găsit în templu, când au făcut curățenie legea lui Dumnezeu și au citit în ea împăratul, s-a sfârșiat hainele. Eu înțeleg din aceasta că nu mai citea, nu se mai știa. Se pare că acea carte găsită a fost tocmai cartea Deuteronomul. Dacă vreți să învățați pentru a putea fi părinți și familii fericite cu copiii, atunci faceți-vă onorar de cititul Bibliei și un program de discuții pe tema celor scrise. În 1 Corinteni, capitolul 14, Apostolul Pavel recomanda frățietății de atunci, versetul 35, femeile să întrebe pe bărbații lor acasă și e clar că scrie aici de cuvânt.
Surorilor, apucați-vă și întrebați-vă bărbați. Mai puneți și copiii, că sunt bărbați la care nu le place să studieze. Puneți și copiii să întrebe. Și nu vă mulțumiți să vă spună, nu știu, las că întreb pe fraz la adunare, dar citiți și voi. Pune, dragă, eu poi mâine te întreb iară. Vreau să mă lămurești. Vreau să vă arăt din cartea de Deuteronom, capitolul 6, că învățătura este însușită când putem să dovedim asta prin două probe menționate aici. Versetul 2. Deci în versetul 1 scria Moise, vreau să vă învăț, și drept rezultat în versetul 2. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău, nepotul, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi și să ai zile multe. Când un om este educat în legea lui Dumnezeu, ajunge să se teamă de Domnul. Frica de Domnul, scrie în Isaia, că este comoara Sionului. Și asta este marea pacoste a vremii noastre. Că oamenii nu se tem de Dumnezeu, drept dovadă că nu sunt învățați. Iată ce vă citesc din Cartea Psalmilor, Psalmul 112, și dumneavoastră cercetați-vă. Versetul 1. Ferice, despre asta vorbim. Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Deci învățarea poruncilor e legată de temerea de Dumnezeu și de fericire, sunt la pachet. Aceeași idee apare în Psalmul 128, unde se referă strict la viața de familie. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Observați relația aceasta întreită? Învățare, temere de Domnul, fericire. Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Ce înseamnă să te temi de Domnul? Știți, o pildă spusă de Domnul despre un judecător care se lăuda de oameni nu mă rușinez, de Dumnezeu nu mă tem. Da, eu vreau să vă amintesc despre un alt bărbat, nu știu dacă era însurat sau nu, e vorba de profetul Iona. Dumnezeu l-a trimis la Nive, l-a plecat la Tars. Și când l-au chestionat cu ocazia furtunii, el a răspuns, versetul 9, sunt evreu. Și mă tem de Domnul Dumnezeu cerului care a făcut marea și uscatul. Ce ziceți, mi-a să se temea? Nu. Adică el se temea de Dumnezeu care a făcut marea și uscatul, Dumnezeu l-a trimis pe uscat și el mergea pe mare. Dar l-a învățat Dumnezeu să se teamă? Capitolul 2 a învățat o lecție și scrie aici în versetul 9. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Îmi voi împlini juruințele pe care le-am făcut, că atunci când te temi de Domnul, te angajezi să împlinești. Dar dacă nu te temi, așa mâi de la o zi la alta, nu fi atât de grav, nu bate Dumnezeu. Știți cum zice nebunul, nu? Nu pedepsește Domnul. Dar înțeleptul se teme, scrie în cartea Proverbei, și ia bine seama cum umblă. Vă citesc exemplul lui Iacov, Genesa 28, a plecat să se căsătorească și încă nu dobândise teama de Domnul. I-a ieșit Dumnezeu înainte și scrie în versetul 17, dimineața când s-a trezit, i-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici e casa lui Dumnezeu, aici este poarta celor. Vă întreb, era în adunare când a zis cuvintele acestea? Era pe câmp singur.
atunci se va dovedi că tu ai învățat cum să împlinești, când la serviciu sau oriunde sau în fața computerului, când nu te vede nimeni sau în orice altă împrejurare. Tu zici, Domnul este aici, noi suntem înaintea Lui și Dumnezeu ne-a dat legi Lui să ne temem de El în orice circunstanță. Amin? Amin. Să vă amintesc un om cu teamă de Domnul, fericit cu casa lui. Noastră știți unde scrie asta. Așa, băiete, nu te ajut să le arăți. Data asta să-și amintească unde scrie. Un om, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape, ce? Casa. Dumnezeu i-a spus lui Noe, vine potopul. El l-a crezut pe Dumnezeu și cu teamă sfântă lucra la corabie. O fost fericită casa lui? Singura casă fericită. Om care a învățat, care a împlinit și s-a temut de Dumnezeu. Cine știe cum gândeau ceilalți din vremea aceea, că zice Petru că asemenea momente sunt pline de batjocoritori, adică oameni fără teamă. Așa sunt toate de la începutul zidirii. Nu, nu, că lucrurile se schimbă, că Dumnezeu e stăpân. Și când se va scula să îngrozească pământul, scrie în cartea Apocalipsei, că scrie în capitolul 14 și în 15 și în 16, Doamne, cine nu se va teme de Tine? Și cine nu va da slavă numelui Tău, că judecățile Tale au fost arătate? Oare în timp ce se necau prin apă pe acolo, mai era vreunul care se spune, mie nu mi-e frică de Dumnezeu? A mai fost vreunul? Nu? Cum zicea Maria în cântarea ei, de Exod 15, s-au dus la fundul apei. Oameni care zic ca faraon, cine-i Domnul ca să mă tem de El și să ascult de glasul Lui? E Dumnezeu în fața căruia duhurile cad în leșin. Dumnezeu a cărui leși trebuie să le învățăm și de care să ne temem. Noi, ca părinți. O a doua dimensiune a învățării legii sfinte de către părinți. Cartea Deuteronom, capitolul 6, versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Asta da iubire pe de-întregul. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Nimeni nu va putea să spună eu îl iubesc pe Domnul fără să iubească poruncile. Dragostea desăvârșită în ce constă? 1 Ioan capitolul 2, vă amintiți ce scrie? Ascultați cuvintele lui Ioan. Versetul 5. Cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în el. Știți cum se leagă astea două? Adică să-L înveți pe Dumnezeu și învățându-L să-ți dai seama că merită să fie iubit, să-ți fie drag, tocmai prin felul în care Dumnezeu gândește. Dacă ți-e drag Dumnezeu doar așa că ți-o dat și ție o mașină bună, dacă ți-e drag Dumnezeu doar că ți-a dat sănătate, dar nu tot ceea ce El face în felul în care își are principiile, asta nu este o iubire adevărată. Dragii mei, dumneavoastră când citiți în Biblie, citiți cu drag? Sau ca la normă? Iată ce vă citesc din Psalmul 119. Știți cu ce cuvânt începe și cartea Psalmilor și Psalmul 119? Cu cuvântul nostru de referință, cu fericirea. Psalmul 119, versetul 47. Mă desfătez în poruncile Tale. Adică astea sunt pentru mine mare pasiune. Să vă păzească bunul Dumnezeu să aveți mai mare satisfacție în timp ce vizionați un meci sau un film sau în timp ce jucați o partidă de tenis. Așa m-am delectat. Mă desfătez în poruncile Tale că își le iubesc. Versetul 97. Cât de mult iubesc legea Ta? Tot ziua mă gândesc la ea.
Dacă toată ziua te gândești la legea Domnului, îți va fi greu să înveți copiii în orice moment al zilei? Că tu oricum tot la Biblie te gândeai. Tu nu trebuie decât să spui la copii ce te gândeai. Dar dacă ai în minte alte lucruri, apoi o să zici către nevastă ta, învață-i tu versetul de aur, că eu mă gândeam la altceva. A iubi pe Domnul înseamnă a fi pasionat, nu doar dacă ești predicator. La tine acasă ești predicator? Cine să-ți învețe copii? La școala duminicală, nu? Dar copiii tăi numai duminica mănâncă. În rest, post negru. Școala duminicală a fost înființată pentru copiii care n-au părinți credincioși. Acum vrem să simplificăm, să-i dăm în grijă la niște fătuțe, mai fie și poate fete măritate. Ele n-au decât să le crească cu drag ca o doică copiii, cum zice Pavel, nu te s-a luat în doi, nu? Să le ajute, Domnul. Dar asta e numai suplimentar. Voi aminti despre David că s-a ocupat de Solomon și a pus și pe Nathan să-l ajute. Dar în primul rând este sarcina tatălui și a mamei. Și dacă ai poruncile astea în inimă și sunt dragi, nu poți vorbi despre altceva. Veneam odată pe avion cu un frate de la Paris spre Timișoara și n-am avut altă variantă decât să mă facă dorm. Când truna îmi îndesa în cap politică și știri. Pentru că el, săracul, era prezent la toate buletinile de știri și asta îl frământa. Am încercat să devie, să schimb subiectul. Dar de unde? Din nou? Dacă nu soseam în Parlament, se ducea la Palatul Cotroceni, dacă nu la Palatul Victoria. N-avea treabă numai cu guvernanță. Și întrucât de asta n-am nevoie, ca idee, putem să ne informăm, dar asta s-o am în inimă. Și acum vorbesc de Iohannis, peste o oră iar de Iohannis sau de Băsescu, că n-am uitat de el și tot așa. Când îl iubești pe Domnul, asta te pasionează. Și te mai pasionează ceva drept dovadă că vrei să înveți. Eu le spun la toți care citesc Biblia, să aibă în Biblie câte o foaie. Și eu ieri mi-am făcut ordine și mi-am pus foi noi. Știți ce scriu pe ele? Când citesc, aflu ceva ce nu știu. Și imediat scriu aici. Și cu primul frate care îl întâlnesc, tu ce părere ai? Tu ce ai înțeles? Eu vreau să învăț. Că toată viața ne învățăm unii pe alții. Dacă într-adevăr iubești legea sfântă, mai e ceva. Îți dorești să vii la adunare să afli. Spune Scriptura printr-un om care îl iubea pe Domnul. Știți unde scrie că a zis David, te iubesc din inimă. Numai că scrie în 1 Corinteni 8 că dacă iubește cineva pe Dumnezeu, e cunoscut de Dumnezeu. Deci când îi spui la Dumnezeu că îl iubești, el știe asta. Dar scrie aici, în Psalmul 27 despre David, versetul 4, un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Și acum ascultați pe aceeași pagină, aceeași coloană, 26:8. Doamne, eu iubesc locașul casei tale, locul în care locuiește slava ta. Stimați părinți, veniți cu drag la adunare ca să vă completați învățătura. Ascultați, predici, citiți și Dumnezeu să vă dea acest har îndoit. În urma învățării legilor sfinte, a scripturilor, să ajungeți să vă temeți de Domnul și să-L iubiți din inimă. Că unii cred că astea două nu se pot împleti. Unii cred că a te teme de Domnul asta ține de a fi undeva la poalele Sinaiului. Acum nu mai trebuie să ne temem de Domnul, acum nu mai trebuie să-L iubim. Să fie oare așa? Vă citesc din Evrei, capitolul 12, versetul 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor, cum a fost și mesajul profetic, și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Asta e la Sinai? Nu, aici.
Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, așa că, dragii mei, teama și dragostea trebuie să fie amândouă aici. În Noul Testament, termenul specific este evlavie. Caută să fii evlavios. Să trăiești cu teamă înaintea lui Dumnezeu. Dar nu cu o teamă fără iubire, ci cu amândouă împletite. Amin? Trecem mai departe. Dacă dumneavoastră sunteți învățați, urmează operația de învățare a copiilor. În Deuteronom, capitolul 6, este scris de la versetul 7, aceste legi sfinte să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula. Primul lucru care vreau să-l conturez în ce privește educația copiilor, vi-l prezint din cartea Proverbele, capitolul 1, versetul 8. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău. Nu știu, mi-a spus, în primul rând, tata trebuie să fie învățat. Altfel, ce să asculți? Și nu lepăda îndrumările mamei tale. Dar lângă versetul acesta, vă-l citesc pe cel din Proverbe 6 cu 20. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Am spus eu să aveți Biblie, că el nu vă poate arăta numai câte un verset. Eu vă arăt câte două, trei odată. Învățătura tatălui și învățătura mamei. Dea bunul Dumnezeu să fie la fel. Că dacă tata învață una și mama învață alta, apoi să vezi cum fuge copilul de la o oră la alta. Și la care se va duce? La care vinde mai ieftin. Și va exploata această diferență în educație. Sunt întrebat uneori de părinți, tata vrea să fie, de exemplu, mai punctual, cu disciplină. Mama dă cu harul din capăt în capăt. Și copilul așa se strecoară printre ei, driblează. Aveți o învățătură comună? Zice Pavel, nu Corinteni. Asta pentru părinți în vederea educării copiilor. Pentru că în Corinteni apăruseră ceva dezbinări. Citesc versetul 10, capitolul 1. Să aveți tot același fel de vorbire. Să fiți uniți în chip desăvârșit. Harul mare în Corinteni a fost dat de faptul că cei în urma cărora oamenii voiau să se alinieze. Unii spuneau, sunt al lui Apollo, ăsta are stil pedagogic. Altul e al lui Chifa, ăsta a fost cu Domnul, se fac minuni prin el. Da, Chifa, Apollo și Pavel au fost uniți. Și bieții corinteni putea să spună că mai este câte un copilaș și unii pun întrebări din astea nepricepute. Tu pe cine iubești, pe tata sau pe mama? Ca și cum pe el l-a făcut ori numai tata, ori numai mama. Și câte unul spune, eu pe mama, altul pe tata. Dar tata și mama să fie una, sau nu așa trebuia să devină? Se va lipi de nevasta și vor fi un singur trup, dar un singur cap, nu? Să fie o singură învățătură. Așa, cu două capete. Vă dați seama. Imaginați-vă că aveți un GPS și e așa împărțit ecranul în două și unul zice, și-o apuși pe aici, unul pe dincolo. Tu ce faci? Stai în șans, nu? Cam așa e când tata și mama nu învață la fel. Învățătura tatălui, Proverbe 1, învățătura mamei, Proverbe 6. Dacă n-aveți aceeași învățătură, din nou la școală cu voi. Ca să puteți să învățați la fel, cere sfatul unor oameni mai în vârstă. Pentru că unii sunt, cum spuneam, nepricepuți și vor să-i dezbin. Când se pună părinții nume la Ioan Botezătorul, s-au băgat și mătușa și vecina, că așa sunt oameni. Apoi să-l cheme așa, să-l cheme așa. Dar părinții vorbiseră că ideea a venit de la Dumnezeu, numai că tata acum era mut. Dar cred că așa stare a avut Zaharia, cumva nu putea să vorbească. Cum adică să nu-i pune numai Ioan? Că eu am auzit că a zis să-i pune numai Ioan. Și în momentul ăla, așa cum zice Elihu, ia
plesnit burduful și a vorbit și a scris. Are să se cheme Ioan. Și atunci cei din jur m-au ce comenta? Turma unită obligă leu să doarmă flământ. Când tata și mama grez la fel, să mai dea Dumnezeu ceva pricepere și la bunicul și la bunica să nu se amestece, și la mătușa tare binevoitoare să nu le îmbrațe când nu trebuie, și să lase pe seama la tata și la mama care să vorbească aceeași limbă și copilul să știe. Aceasta este învățătura. Cum spune Pavel, ori eu, ori ei, ori eu, ori ea, ori eu, se spune femeia, ori el, bărbatul, noi așa învățăm. Doamne, ajută-ne! Dacă aveți o învățătură comună, nu vă rămâne decât să treceți la implementarea ei. Rămânem în Proverbe, o citesc din capitolul 4, de la versetul 1. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată. Repet, învățătura unui tată, da, asta înseamnă ca tata să fie, trebuie să fie învățat. Și luați aminte ca să pricepeți. Și acum vin cu a doua idee. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Versetul 5, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele, nu te abate de la ea, n-o părăsi, ea te va păzi, iubește-o, te va ocroti. Versetul 8, înalți-o, ea te va înălța, ea va fi slava ta. Versetul 9, ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Implementați în mintea copiilor dumneavoastră faptul ce v-am spus încă de la început și ăsta titlul lecției noastre, dacă vor învăța și vor împlini, vor fi fericiți. Arătați-le beneficiile învățăturii sfinte. Tata lui Solomon nu-i spunea, băi băiete, să faci cum zic eu. Îi spunea, măi băiete, dacă mă asculți, tu ajungi rege. Și așa-i ajuns, așa-i? Vedeți? Nu spuneți copilul dumneavoastră care vă întreabă, dar de ce, dar de ce, cum și ce? Auzi, dacă vom împlini cu scumpătate aceste porunci, pe noi ne va ocroti Domnul. Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va duce Sfânta Lui împărăție. Cum reușesc comercianții să-și vândă marfa? Reclama este inima comerțului. Păi faceți și dumneavoastră reclamă la rai. Reclamă la învățăturile sfinte. Asta este o învățătură extraordinară. Moise așa proceda, vă citesc din Cartea de Deuteronom, capitolul 4, când i-a învățat. Versetul 6. Să le păziți, să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Versetul 7. Care este în adevăr neamul acela așa de mare să fie avut pe Dumnezeu lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Deci, la aceste versete care le punem pe perete, le facem o ramă frumoasă, nu? Să se știe ce valoare are cuvântul lui Dumnezeu. Și într-adevăr are mare valoare. Dacă îl vom împlini, zice Evlave, folositoare în orice privință, 1 Timotei 4,8, are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Puneți-le în față la copiii dumneavoastră aceste diferențe. Spune, colegii tăi ascultă muzică după să uită la filme, dar întreabă-i, dar știi actorii aceia cum au sfârșit? Cântăreții aceia știi că s-au spânzurat, că s-au sinucis? Zice, uitați-vă la mai mari voștri care v-au vestit credința la sfârșitul felului lor de viețuire. Spune Evrei 12 cu 2, uitați-vă la Domnul, priviți țint. A disprețuit crucea, rușinea și șade la dreapta măririi în ceruri. Să aibă copiii această viziune. Se spune că în vremea noastră oamenii mor din lipsă de viziune, de n-au niciun țel. Nu știu ce urmează. Lumea e șocată, vine vreun asteroid peste noi, ce se va întâmpla? Terorism, virus, ce se întâmplă?
Pe când la noi se zărește viitorul luminos care Dumnezeu ne-l pregătește. Spuneți despre asta copiilor voștri. Asta scrie aici că a zis Moise. Dacă împliniți, pentru voi are Dumnezeu o țară cea mai frumoasă dintre toate țările și acolo veți avea de toate. Sub motivația aceasta i-a dus Dumnezeu pe evrei. O întreba Petru la un moment dat, Doamne, noi te-am lăsat totuși, te-am luat, cu cine alegem? Voi? Voi știți ce vă așteaptă? Dumnezeu să păstreze și noi acest țel măreț al Împărăției Sfinte. Amin? Într-o altă idee, referitor la învățătură, nu uitați să fie o învățătură comună, să fie o învățătură a cărei final binecuvântat să știm și să învățăm pe copii că e Împărăția lui Dumnezeu, pentru asta ne pregătim doar pentru viață. O familie spunea că le-a plecat fata undeva la o școală, iar fi vrut să nu meargă așa departe. Dar cum a fost captată fața? Profesorii, văzându-o că învață bine, i-au spus, tu poți să ajungi să faci carieră. Tu poți să ai viitor. Apoi, dragii mei, mai viitor ca ce le putem povesti noi, ce să le povestească ceilalți, nu? Poți să le spună că vei fi secretar ONU, că vei fi cel mai mare star. Și după aceea? Unde rămâi? În cărțile de istorie. Ba mai bine să fie trecut în cartea vieții. Căci cărțile astea de istorie nu rămân mult. Scrie în Apocalipsa 65 că în Împărăția lui Dumnezeu nu mai citește nimeni istorie. Lucrurile vechi nu-i mai va veni nimănui în minte. Gata cu toată istoria asta. Un al treilea adevăr, plec tot de la Deuteronom capitolul 6, să le întipărești în mintea copiilor tăi și ce ziceți dumneavoastră, învățăturile în mintea copiilor se tipăresc repede? Ascultați, principiul stăruinței în învățarea copiilor. Când vei fi acasă? Bărbaților, vedeți că societatea asta tare vă fugărește de acasă. Ba mai nou și pe femei le fugărește de acasă. Numai nu-i lasă acasă. Vorba cuiva, statistic vorbind, se constată că în vremea noastră mai mult fug de acasă părinții decât copiii. Și Biblia spune că trebuie să-ți faci timp să fii acasă. Da? Am întâlnit eu pe un bărbat care îi plăcea, cum e modelul acum, să mănânci tot în oraș, să te cu prieteni, și, ca să nu mai zic că unii fug de acasă așa virtual, știți? El e acasă, dar de fapt e dus de acasă, numai picioarele au rămas și șezutul pe scaun. Restul e dus. Și zicea bietul de el, eu nu pot sta acasă, mă strâng pereți. Îi dinamităm. Să ai aer mai mult. Statul acasă e benefic pentru copii. Părtășia cu ei să fie oare real? Citeam sau auzeam undeva că un băiat totuși isteț l-a întrebat pe tatăl său cât câștigă pe zi. Și într-o seară i-o da banii pe a doua zi și o zi, mâine nu mergi la lucru. Spune, stai cu mine. Dar am citit undeva că un tată și-a luat băiatul la pescuit și tata scria jurnal, dar scria și băiatul. Și tata a scris în jurnal, o zi pierdută, niciun pește. Și a scris băiatul, cea mai frumoasă zi, toată ziua am povestit cu tata. Sunt perioade, mai la început, când la copii le place să le povestești și te ascultă. Nu folosești vremea asta, mai târziu, numai așa dacă pui pe nevasta să mai facă mâncare bună, mai vin la tine să le povestești. Altfel, nu-i mai aduni. Când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, că mai trebuie și să pleci, nu? Care-i cuvântul de rămas bun la plecarea în călătorie? Un verset, ceva din legea Domnului. Mai departe, când te vei culca, cu ce cuvinte trebuie să adormă copiii în minte? Cu un episod, nu? Din desene animate, că la noapte se sperie.
Ierte-vă, Domnul, că sunteți vii. Pe toți care în loc să învățați pe copii seara, le puneți desene. Când te vei culca? Da, nu numai atunci să-i spui noapte bună. Vrea să spună momentele de seară. Când te vei scula? Acum, care plecați la lucruri înainte de a se scula copiii, e altă chestiune, dar la evrei erau împreună, era o lume agrară și când se sculau, începeau cu cele sfinte. Dimineața mă întreb rugăciunea spre tine și aștept, dimineața se spui, e foarte important psihologic vorbind mental cu ce cuvinte adorme și care e prima informație a zilei. Și parcă n-ar fi destul să învățăm pe cale orală, deși e foarte important asta, tata, mama. Amintesc că unul dintre băieții noștri l-am auzit undeva predicând că atunci când soția făcea aceste părtășii cu ei și îi învăța, atunci s-a îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu și zicea el, abia am apucat să mă duc la școală, să învăț citesc, să văd dacă e drept ce spune mama. Acum, un băiețel de 5-6 ani zice la tată său, tare aș vrea să-l aud pe Domnul Iisus predicând. Și tată său îi zice, da, predicile Domnului Iisus sunt înregistrate și scrise în Biblie. Și băiatul zice, da? Atunci să mi le citești. Să-l aud pe Domnul Iisus predicând. Foarte important asta. Și pe lângă informația pe cale auditivă, și în versetele următoare, să le lești ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale, informație pe cale vizuală. E modelul divin de pe Sinai. Dumnezeu a rostit să audă toți cele 10 porunci și le-a scris. Și când Moise Sărmanul m-a totolit foile, că s-a supărat, Dumnezeu le-a mai scris odată. La dumneavoastră sunt scrise? Acasă. Scrieți versete pe pereți. Noi la biserică, pare-mi că v-am mai zis asta. Le-am spus că pe cheltuiala noastră le înfoliem. Nu neapărat și ramă, numai folie. Numai să ne spună ce versete să le înfoliem. Și să treacă în dormitor, să treacă în camera de zi, peste tot. Ai scris și în curte. De ce? N-au voie cei de pe stradă să vadă că suntem pocăiți? Și copiii când vin acasă, văd un verset. Când se culcă, mai văd un verset. Când se scoală, coace încolo, numai verset, verset, e foarte important asta. Am fost undeva într-o familie, fiind mai mulți invitați, ne-a culcat în camera copiilor. Pe pereți, niciun verset, numai monștri în desene animate, din ăștia care nu știu unii cap, unii coada, nu-i niciunul teafăr. Poftim, ce să înveți? Și apoi te miri că se tatuează copiii, că se tund de... nu mai știi ce și cum îi... dacă vă beat sau treas frizerul. Dar asta văd. Asta aud. Nu-i destul că la școală sunt bombardați. Măcar acasă. E grea sarcina, aveți, frate și sorori. Ca părinți. Dar asta trebuie să le ai în inima ta și când vine acasă să fie infuzie de cuvânt. Dar nu-i terorizați așa. Unul spunea din satul mare că le dădea tata lecții. Azi învățați psalmul 1. Nu îl învățați? O ceapă mâncați. O să s-o robișnui cu ceapa, o să trece par de iute. Da, cu asta n-ai rezolvat problema. Dacă pentru el n-are gust, cum îs cuvintele ca picurul? Din faguri. Numai că pentru a putea tu transmite cu succes cuvântul copiilor, trebuie să vadă copiii că tu te temi de Dumnezeu. Amin, Doamne. Nu cum a mers un tată, copilul l-a furat într-o noapte și a zis, băi băieți, uite să nu vină vecinul, vezi pe drum să nu vină miliția. Și copilul și tată, dar ori Dumnezeu nu vede noaptea. Dar dacă nu va observa copilul temere de Dumnezeu la tine și dacă va vedea că Dumnezeu nu ți-e drag, apoi dacă va trebui nevasta să insiste, hai la adunare, măi, nu te tu.
Apoi copilul o să zică, pe când mă mai îndrăvenesc și eu ca tata, nici pe mine nu mai mă duce. Vedeți? Dacă ție nu ți-e drag și bărbatul zice, hai să ne rugăm, hai și timp în Biblie, hai să cântăm. Da, cântă tu, lasă, că eu trebuie să îmi fac treburile mele. Apoi, sora mea, dacă găsești mai mare în făcut mâncare decât în a te ruga și citi în Biblie, îți facem sculptură, marea bucătăreasă. Dacă pentru tine e cea mai mare pasiune să vezi casa curată, țin să te anunț și sper, și chiar dacă îți provoacă oroare ce spun, poate te trezești. Știi că în casa aceea de veci spre care mergi e plin de viermi? Da, da. Știu cazul unei surori tinere din Europa, cea care duc de curățenie. Păi cum adică, doar igiena e bună. Dacă se treza noaptea și își amintea că undeva nu știu spraful, se scula, toată casa întorcea pe dos. Lumina o prindea cu nasul să nu lase amprente din degete. Bărbatul când venea de la serviciu trecea prin filtre. Nu-i poveste, dar cine vrea îi dau detalii. Și-a îngăduit-o Dumnezeu cu un cancer, cu imposibilitatea de a-și mișca mâinile. Și mi-a spus păstorul, când a vizitat-o la spital, a zis, cum m-a smerit pe mine Dumnezeu, eu n-am suportat praful. Și acum îmi văd viermi în rană și nici măcar nu mă pot apropia de rană. Nu procedează cu toți Dumnezeu așa, dar când procedează câte unul ar trebui și celălalt să aibă teamă, ca și când o lovi pe Ananea Safira, toată adunarea a apucat-o frica. Să ne fie frică de Domnul că-i foc mistuitor, dar să-L iubim că vrea să ne mântuiască pe noi și pe copiii noștri. Să învățăm o învățătură unitară, să învățăm cu un scop, le promitem ceva, că avem ce să le promitem. Și să stăruim în aceasta. Spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 2, stimate surori, femeia va fi mântuită chiar dacă a făcut greșeala și familia a fost dat afară din rai, dacă stăruiesc. În ce? În curățenie, nu? Am făcut mâncare, 7 feluri, ca să fie băiatul mofturos pe când e mare, nu? Cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Vezi că fata ta nu te-a înțeles, mai ia o dată, draga mami. Ascultă-mă ce-ți spun. Nu umbla așa că te vor căuta numai băieți firești. Și să nu-ți dea Dumnezeu un bărbat firesc, care acum, ca să uite după care e mai frumoasă și mâine se uite pe stradă să vadă care e acum în top. Draga mami, trăiește prin credință, hai să ne sfințim amândouă, postim, ne rugăm. Că așa e cu copiii, trebuie să înveți și iar să înveți. Dar de ce Dumnezeu a lăsat ca un copil să fie mare numai la 20 de ani? Să ne ajungem vreme de școală, dacă ar crește mare într-un an. Cred că ar fi sălbatic. Că și în 20 de ani uneori îți pui problema că n-ai avut timp să le duci. Mi-amintesc că unul din băieții noștri când împlinise 10 ani am făcut cadou o carte de poezii. Și într-o dată m-am trezit. 10 ani. Să tot stea până la 20. Și s-a dus. Și am făcut până la 10 ani. Am întrebat odată o mămică pe un frate care se ocupa de pedagogia familială. Și băiatul meu are 2 ani. Oare cam de când să începe educația? 2 ani! Fugi acasă că ai pierdut timp 2 ani. Așa am citit în Proverbe 4, când eram un fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci. Dimititel nu o lăsa să facă tot ce vrea când e de câteva luni, păi de un an că-i pui o mame și a bunicii și a străbunicii. Și pe când e mai mare, mai du-l la cruce. Nu mai merge. E prea târziu. Mă opresc aici ca să puteți continua dumneavoastră. Și noi mai avem de continuat că aici scrie de fiul tău și de fiul fiului tău. Avem și copii, avem și nepoți.
În încheiere, vă reamintesc titlul. Ascultă, dar Israel, și caută să le împlinești ca să fii fericit. Versetul 18. Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului ca să fii fericit. Versetul 25. Vom avea parte de îndurarea Domnului. Asta pentru cei care n-au știut până acum. A se îndura Domnul înseamnă a-ți ierta greșelile. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Mă întreb, întrebându-vă, veți schimba ceva la nivelul casei dumneavoastră în urma predicii acesteia? Doamne ajută-mi! Doamne ajută-mi! Vă veți schimba orarul cu copiii? Sau mai discutat odată după masă? Nu-i rău ce-o zis, frate. Din mâine dimineață la treabă și pe miercuri toată lumea a uitat. Spune că s-a dus un predicator într-o adunare și a predicat duminică dimineața un subiect. Fraților, au rugat să rămână și pentru după masă. L-au repetat. S-au gândit, au văzut că sunt mai mulți, să le spună și la ceilalți, au văzut că ne place. Era în concediu, a rămas la ei, la prima slujbă pe săptămână l-au repetat din nou. Am oprit comitetul, frate. Faină predică, dar alta n-ai. Și l-o să dai un fol la voi. Și am văzut că voi n-ați mișcat să o împliniți. După ce să mai împovăresc cu alta? Dacă stau pe duminică și joi și vineri și sâmbătă n-ați trecut nimic, duminică vă spun din nou. Poate la copii trebuie să le-o spuneți din nou, dar și la părinți le-o spun din nou. Să rămână ca numai la copii să le mai spuneți odată și părinții să vă ajungă de data asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze ca să fiți fericiți. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.